Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la Constanța News TV, sunt Victor Radu. Ne revedem în 2020, un an extrem de complicat din foarte multe puncte de vedere. Vorba cuiva, ce blestem să fie pe poporul ăsta, iată avem o pandemie de COVID-19 în permanentă extindere și două rânduri de alegeri. Am trecut de primele, cele de pe 27 septembrie, cele locale, și suntem în perspectiva următoarelor, cele parlamentare de la începutul lui decembrie 2020. Spuneam că este destul de complicat. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în această perioadă agitată în care, iată, deja se formează majorități în consiliile locale și județene peste tot în țară. Discutăm despre situația politică, dar și despre perspectiva aceasta a alegerilor parlamentare cu invitatul nostru de astăzi, deputatul social-democrat George Vișan. Bună ziua, domnule Vișan! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc că ne-ați acceptat-o. Frank, după 27 decembrie și încercăm cumva să analizăm situația aceasta, să spunem, la rece, pentru că la cald au fost foarte multe comentarii, foarte multe impresii, să spunem, poate distorsionate de moment. Cine a câștigat, cine a pierdut aceste alegeri de pe 27 septembrie? Păi, se vede foarte clar cine a câștigat. Au câștigat cei care au venit cu un mesaj de radicalizare, cu un mesaj care a unit ura și a fost, după părerea mea, un vot împotrivă, nu un vot pe proiect. A fost un vot negativ, cu alte vot negativ. Se spune, pentru că e deja nu clasic tipul ăsta de vot. Din păcate, ne-am fi așteptat ca la nivel de alegeri locale să existe o alegere pe proiecte, pe o continuitate de proiecte, pe ceva care să vină pentru comunitate. Din păcate, a fost o emoție, un val de schimbare, dacă ne uităm la nivel național, unde cetățenii au dorit o schimbare. Și peste tot, și în Timișoara, și în Bacău, și în Brașov, a existat un val al schimbării. Și din ce am văzut eu, nu pe obiective, pe proiecte, ci doar un vot de dragul schimbării. Schimbarea așa e la modul generalist. Rămâne de văzut și ce se va schimba realitatea în viața noastră a tuturor după alegerile astea. Cred că pe asta interesează pe oricine. În momentul de față, se va schimba PSD după această, cu siguranță că, rundă de alegeri? Orice opoziție, orice perioadă de opoziție, nu numai pentru PSD, este o perioadă propice reformării, reașezării, regrupării. PSD s-a tot reformat de-a lungul timpului, dacă ne uităm în istorie, și cred că a venit de fiecare dată cu un suflu nou și a reușit să aducă economia care regresa la un nivel pozitiv. Și astea spun graficele în ultimii 30 de ani. Știți că de regulă puterea erodează, să spunem așa. În momentul de față, cei de la PNL dețin această putere. Și iată că, în ciuda acestui fapt, reușesc prin anumite lucruri să rămână acolo și să-și păstreze acest scor cu care își mențin în momentul de față guvernul. Strategia pentru alegerile parlamentare, cele din decembrie acum, va fi bazată pe ce? Pentru că votul negativ, mă gândesc că nu va mai merge. Sau poate va merge, dar tot cu aceiași câștigători. Ei, aici avem două chestiuni. Bun. Ce fac guvernanții care sunt acum la putere? Ce face președintele, care este locomotiva pentru PNL? Nu pot să spun că este locomotiva și pentru USR, care e un partid de nișe, știm foarte bine cum a apărut, cum se dezvoltă și cum coagulează nemulțumirile. Sau nu, da. Este acum unul dintre partidele cu scoruri mari la nivel național. La nivel național, cred că după PMP este al patrulea partid ca și număr de aleși locali. Ei, intrând la acest examen numit alegeri în 2016, dar la nivel național. N-au intrat în competiția locală pentru că acolo se vede cel mai bine cum aleg oamenii, dând votul de încredere omului. Și atunci, dacă tu vii doar cu un pachet de mesaje, pentru că n-au venit cu ceva concret în 2016, în afară de corupția, ucide, alte mesaje nu au dat, n-au venit cu un program de guvernare cum se vine la alegerile parlamentare. Iată că după aproape 12 luni de guvernare ne uităm
la rezultatele acestei guvernări și ele sunt știute de toată lumea, vedem foarte bine cu ce probleme se confruntă economia și societatea românească, pe lângă faptul că ne confruntăm cu o situație neprevăzută numită pandemie provocată de COVID-19, cred că și incompetența lor și lipsa lor de reacție au afectat și mai mult viața românilor. Ați văzut aseară, au ieșit în stradă angajații din sectorul Horeca, un sector afectat profund, unde, repet, întârzierea măsurilor și lipsa măsurilor concrete i-a afectat și i-a făcut pe oameni să iasă în stradă. Lipsa materialelor de protecție la începutul anului școlar pentru elevi și profesori, iarăși o măsură pe care guvernul trebuia să o ia și să nu o lase pe umerii autorităților locale. Știm foarte bine că această situație a COVID-ului a împins cursurile școlare către mediul online. Tot sectorul de învățământ a fost pregătit să migreze către sectorul online, către metoda de predare online. Au fost bușbuieli și aici, dacă vă uitați pe... Bine, metoda de predare online nu cred că a existat. E un fel de convertire a predării, să spunem, clasice, în stilul clasic, într-un mediu online, în care da, oricum da, este uitați-vă când a apărut, sortită eșecul, cel puțin în momentul de față. Prima situație de urgență în care am fost cu toții obligați să rămânem în case. Da. Da? Tot acest răstimp putea fi folosit de către guvernanți astfel încât să pregătească ce urma în toamnă, la începutul anului școlar, astfel încât fiecare elev să aibă o tabletă la dispoziție să poată intra în legătură cu profesorul care îi preda lecția. A început anul școlar, licitațiile au întârziat, livrările care tot ne-a amăgit doamna ministru că se vor face mâine, că în 48 de ore, că așa, iată că nici acum nu este finalizată această procedură de distribuire a tabletelor către elevi. Nimeni nu mai vorbește despre ea, ci doar despre alegerile care urmează în decembrie, pe 6 decembrie, și pe care am văzut că președintele tot insistă, cu toate că înregistrăm 3.000 de cazuri, cu toate că toate paturile din ATI sunt deja ocupate, capacitățile de tratare din spitalele dedicate COVID sunt supraîncărcate, vedem oameni care stau în aer liber așteptând să fie preluați de medicii care se ocupă de tratarea COVID. Revenim puțin la acest subiect legat de predictibilitatea invocată și de cei de la Horeca. Ne referim strict la predictibilitatea măsurilor împotrivă sau de gestionarea acestei pandemii. Știți că noi o avem pe asta, cum să spun eu, am avut tot timpul lacune în predictibilitatea economică și financiară. Nu de ieri de azi, de 20 și ceva de ani încoace. Cu atât mai grav e faptul că în momentul de față nu avem nicio predictibilitate, cel puțin așa reiese în momentul de față, legată de măsurile acestea de restrictive, să le spunem, care vor avea repercursiuni și în mediul economic, cu siguranță, pe termen mediu și poate chiar foarte lung. Păi aici sunt foarte puține. Cum îi veți susține sau cum veți reuși să susțineți, dacă puteți, din funcția dumneavoastră de parlamentar, sau colegilor, sau colegii dumneavoastră, pe cei din domeniul acesta? Bun, deci... Presupun că aveți un dialog în numai dumneavoastră. În perioada pandemiei, noi am pregătit un pachet de măsuri de relansare economică, discutate și cu mediul economic și cu sindicatele, astfel încât să încercăm să găsim soluțiile cele mai potrivite și pentru mediul de afaceri și pentru angajați. Lucru care a început și a plecat cumva pe traseul legislativ în proceduri de urgență. Unele dintre ele au și intrat în forță, adică sunt aplicabile, iar unele dintre ele au fost atacate, din păcate, la Curtea Constituțională de către președintele în exercițiu. Chiar ieri am lansat programul nostru de guvernare,
un program cu măsuri concrete, realist, bine construit, cu măsuri care să vină să relanseze sectorul economic, să încurajeze angajații care au în grijă copiii. Am lucrat pe zona aceasta de a încuraja, de a susține pe cei care au 2-3 copii. Am crescut nivelul deducerilor personale în cazul lor. Bun. Pentru că tot ați pomenit de acest program de guvernare pe care îl pregătește Partidul Social Democrat în vederea alegerilor parlamentare, știu că și prin vicepreședintele Sorin Grindeanu zilele trecute chiar el a prezentat menționat, da, și câteva din aceste prima prevederi. Prima parte, sectorul economic și măsurile fiscale. Bun. Mai dați-ne câteva exemple concrete din acest program de guvernare. Bun, domnul Grindeanu vorbea, printre altele, n-am notat ca să nu greșesc, creșterea salariului minim brut de la 3500, de la, pardon, 2230 la 3500. În 2024. În 2024. Creșterea graduală. Graduală, da. Până la momentul respectiv. Să ajungă la nivel de 60% din salariul mediu pe economie. Este ținta europeană. Bun, există prezumția asta, adică presupun că ați luat în calcul și efectele pe care le va avea în perioada următoare, pentru că toată lumea vorbește despre lunile care urmează, despre o criză socială și economică gravă. Nu se știe cât va dura, adică în perspectiva aceasta, luând în calcul inclusiv această în criză, simulare, se da, poate ajunge la o creștere? Toate aceste condiții în care am fi afectați brutal în anul 2021 de efectele crizei. Simulările spun și așa cum ați văzut și în 2016 când am venit cu programul de guvernare pe care toată lumea îl clama că e ceva bombastic, ne-am ținut de el, economia a mers așa cum am simulat noi că toate măsurile acelea de stimulare economică, de creșterea salariilor, toate s-au văzut că au avut efecte pozitive și economia a mers în sus. Până în 2019, când noi am ieșit de la guvernare. Ați lucrat personal, inclusiv dumneavoastră, la acest program de pe guvernare? Pe măsurile fiscale și pe unele măsuri economice, personal, din partea Comisiei Buget-Finanțe. Am lucrat împreună cu un grup de lucru din cadrul Partidului Social Democrat, alcătuit din analiștii financiari economici, din profesori universitari din zona de macroeconomie, din oameni pe zona de business și am clădit împreună această propunere de program de guvernare. Am înțeles. Și repet, este o variantă realistică. Chiar am avut discuții dacă mergem pe o variantă pesimistă, dar am spus să mergem pe varianta realistă. Și toate presupun că vom mai suferi modificări în cazul în care vedeți că de la o zi la alta lucrurile se schimbă, dar aminte de la o lună la alta și așa mai departe. Bine, nimeni nu poate să știe exact ce se va întâmpla, dar dacă ne uităm pe evoluția indicatorilor economici, macroeconomici din acest an, ei pot fi predictibili. Au o anumită tendință și atunci poți influența cu măsuri economice, poți stimula anumite sectoare economice, le poți încuraja și poți modifica acest traiect. Pornind tot la acest subiect al COVID-19 și a ratei accelerate de infectare din ultima perioadă, a fost, iată, tratat pe larg în ultimele zile, cel puțin, acest subiect al amânării alegerilor parlamentare din decembrie. S-au invocat diverse motive plecând de la acest lucru. De care parte a baricadei sunteți? Ați susține o astfel de inițiativă? E mai ok să avem alegeri în decembrie sau nu? Aici nu este de voință politică, ca să fim foarte clar din start. Sunt rațiuni invocate, cel puțin, deocamdată. Nu vorbim de câștiguri politice, pentru că am fi absurzi. Vorbim doar de siguranța cetățenilor. Știți foarte bine că pe perioada pandemiei am susținut tot timpul să creștem numărul de testări. Da? Pentru că crescând numărul de testări vom vedea câți cetățeni sunt afectați, contaminați. Vedem care sunt contactii. Putem face anchetele acelea epidemiologice. Da? Să vedem exact cu câți contacti a luat legătură pacientul zero. Să izolăm focarele. Dar
dacă punem mai presus de securitatea cetățeanului, interesul politic, așa cum au făcut ei și au venit cu alegerile locale în septembrie, vedeți foarte bine cam care sunt efectele. Nu au ținut cont de niciun fel de măsură de distanțare. Dacă vă uitați cum au mers echipele de campanie ale liberalilor, pe teren nu au ținut cont de absolut nimic. Întâlnirile lor, cum s-au bucurat la finalul campaniei, nu spune nimeni că nu poți să te bucuri, dar nu au mai ținut cont de niciun fel de restricții. Și iată că se văd acum. Din acest punct de vedere, mi se pare că este cumva influențat scorul de pe 27 septembrie sau că a fost și de măsurile acestea? A fost o teamă în rândul populației să iasă la vot? Prezența a fost în cifra, să spunem, clasică. Prezența a fost mai redusă față de 2016. Nu, cu mult. Cu 2%. Eu cred că mulți dintre vârstnici și-au luat această măsură de precauție și n-au mai mers la vot. Și de aici, să spunem... Și de aici deci COVID-ul a devenit cumva un agent electoral. A avut o influență oarecare. Nu esențială. Nu ar trebui să devină pe acest lucru. Nu. Exclus. Sunt diferențe destul de mari între contracandidați și nu cred că... Pare că dacă judecăm strict legat de numărul acesta de infectări zilnice, pandemia e clar că urcă. Nu cred că am ajuns încă la punctul culminant, să spunem așa, pentru că numărul infectărilor s-a menținut o foarte lungă perioadă la un nivel destul de ridicat și acum e depășit și acel nivel ridicat. Nu, avem aproape spre 3.000 de infectări într-o singură zi. Asta a fost cifra pe care ne-au comunicat-o ieri. Știți mai multe lucruri care se întâmplă în momentul de față în București, știți poate mai aproape deciziile pe care le au guvernanții în momentul de față. Statul în momentul de față, indiferent de instituție despre care vorbim, cum mi se pare că gestionează această criză? S-a ajuns la nivelul cel mai grav de până acum. Da, din păcate, unele intervenții ale statului sunt extreme, nu folosesc aceeași măsură. Închidem bisericile, închidem teatrele, da? S-au închis în Mangalia și cum până recent, iată. Da. Unde măsurile de distanțare și măsurile de protecție sanitară erau respectate. Eu cred că trebuie să avem grijă ce se întâmplă la metrou, la locul de muncă, pentru că foarte multe cazuri de infectare au avut loc chiar la locul de muncă și eu cred că ține de responsabilitatea fiecărui cetățean, de responsabilitatea fiecărui conducător de instituție să se asigure că subordonații lui respectă măsurile, pentru că unul dintre ei, dacă nu respectă acea măsură, poate să-i pună în pericol pe ceilalți. Drept dovadă că ne uităm exact unde au apărut focarele de infecție, inclusiv la noi în Constanța. Bun, aceste lucruri trebuie cumva verificate. Dar până la urmă trebuie aplicată lege. Nu neapărat de instituția numită poliție, jandarmerie, ci, repet, trebuie să ajungă până la responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Bun. În perspectiva alegerilor, mă gândesc de asemenea că luați în calcul numirea sau propunerea unui guvern propriu. În ideea asta, mă rog, orice partid, în momentul în care pleacă la alegerile parlamentare, pleacă și cu această idee. Corect. Cel puțin teoretic. De aceea am pus pe masă un prim draft de ce e de făcut, pentru că să spunem că dacă teoretic, da, PSD ar avea guvern în ianuarie sau în decembrie, mai devreme, de fapt, trebuie să fie în decembrie. Nu are cum să fie în decembrie, pentru că pe 20 și ceva expiră mandatul, da, știm foarte ianuarie. Bine că apar negocierile, desemnarea, da, orice fel de procedură nu durează. Premierului, da, de către președinte, pentru după că e prerogativa, da, ianuarie în cel mai optimist scenariu. Am putea avea un perioada cabinet. În care prioritatea, da, va fi bugetul și așa mai departe. Mobilizare din partea deputaților care trebuie să și... Ce prevede programul în acest sens, în sensul măsurilor de prevenție și de aplicare a legii împotriva celor care nu respectă aceste măsuri? Pentru că dacă se menține trendul ăsta... Avem deja o lege care prevede... Probabil, vă rog, prevăd măsurile
împotriva celor care nu respectă măsurile de protecție sanitară. Prevenție și protecție, da, până la urmă. Corect. Corect. Măsurile de izolare, carantinare, da, distanțare, purtarea măștii, toate sunt prevăzute, sunt inclusiv amenziile prevăzute în legea aceasta pe care cred că pe la începutul verii am reușit să-i dăm votul final și să fie în forță, să fie aplicabilă. Și acolo, dacă vă duceți aminte, au fost niște discuții aprinse vis-a-vis de carantinare, de modul cum ești declarat carantinabil și să intri în izolare. Erau niște factori care erau ceva care excedeau cadrul constituțional și încălcau niște drepturi constituționale ale noastre, ale cetățenilor. Drepturi fundamentale, da, corect. La urmă urmei. Există vreo, să spunem, vreo prognoză din punct de vedere economic pentru 2021? Să spunem, la modul în care va trebui să luați niște măsuri similare cumva celor din starea de urgență din 2020? Este clar că vom avea un deficit bugetar la un nivel ridicat, da? Dar cred că cu o gestionare mai eficientă a risipei banului public... Ați identificat unde se întâmplă lucrurile astea? Bineînțeles. Că dacă nu ne mai apucăm să cumpărăm măștile la 5 lei, la 7 lei, așa cum s-a întâmplat, și reușim să le producem în România, da? Și să încurajăm producția de produse farmaceutice, de protecție sanitară la noi în România și nu mai importăm și nu preferăm să importăm din Turcia sau din China, atunci vom reuși ca aceste motoare din economie să funcționeze mult mai eficient și banii să rămână, capitalul să rămână în economia românească. Știm foarte bine că la nivel de Ministerul Economiei s-a cumpărat o linie de producție de măști care nu a produs o mască și guvernul a investit 4 milioane și un pic de dolari, dar nu a reușit nici acum la RomArm să pună această linie de producție măști de protecție în funcțiune. Lucru pe care probabil că guvernanții trebuie să-l explice organelor competente, instituțiilor care se vor ocupa de verificările acestea. Bun. Domnule Vișan, una peste alta, mandatul acesta de 4 ani și al dumneavoastră, dar și al colegilor din actuala legislatură, se va termina cât de curând. Vă propun să facem un scurt bilanț. Nu știu în ce măsură veți reuși sau colegii dumneavoastră vor reuși să mai și facă acele conferințe care se făceau pe vremuri de bilanț, pentru că mi se par un lucru normal pentru orice fel de ales să prezinte după 4 ani realizările sau proiectele pe care le are în derulare pentru următorul mandat după caz. Da. 4 ani 2016-2020, pentru ce trebuie să știe lumea de deputatul George Vișan? Ce rămâne după acești 4 ani, domnule deputat? Au fost 4 ani încărcați cu și colorați, ca să spun așa. Am trecut prin toate stările, și de euforie, și de mâhnire. Atunci când am investit primul guvern, dar și de mâhnire atunci când am fost nevoit să votez o moțiune de cenzură împotriva propriului meu guvern. Ce rămâne după acești 4 ani? Rămân câteva legi foarte utile, una foarte utilă pentru mici întreprinzători, pentru mediul antreprenorial. Este o lege care prevede că trimestrial îți poți ridica fructul muncii tale, dividendele, da? Pentru că știm foarte mulți dintre antreprenori au aceste afaceri mici din care își întrețin familia grav pe afectate, ei, da, și grav afectate, și să nu mai stea până se închide anul fiscal, să-și poată culege fructele, să-și poată lua profitul, ci să-și le ia trimestrial atunci când depune de contul și plătește și, de fapt, impozitul către stat. Depui de contul, plătești statului banii pe profitul pe care tu l-ai produs, okay, prin munca ta, îți iei și tu fructele.
rezultatul împarți cumva cu statul. Apoi, împreună cu sindicatele din sectorul construcții nave, am reușit să facem o lege prin care să reducem vârsta de pensionare pentru cei care lucrează în sectorul construcții nave în condițiile cele mai grele. Știm foarte bine curățitorii de tancuri sau toți care lucrează pe schele la înălțime în sectorul construcții nave să poată beneficia de o reducere de 2 ani la vârsta de pensionare. Pentru beneficiu cu specific, să spunem, pentru cei care sunt aici și lucrează în Constanța. Apoi, împreună cu colegii din PSD, am avut programe specifice pe sectorul agricol pentru creșterea porcinelor, ovinelor, centrele de colectare pentru fructe, legume, pentru lână, piei, carnea de oaie și tot ce a ținut de zona aceasta agricolă. Programul Tomata, care a continuat datorită grupului PSD și guvernării PSD. Am acum în lucru un proiect ce ține de declararea sectorului construcții nave, un sector care este grav afectat de competiția internațională. Noi avem tradiție în România pe acest sector și trebuie să găsim soluțiile de a aduce cât mai multă forță de muncă în acest sector. Pentru că, vedeți, sunt câteva comenzi care au venit către sectorul de construcții nave. Și nu numai în acest sector, dar da. Va fi nevoie și de întreținerea lor ulterioară, pentru navele militare, aici mă refer. Constanța are 2 șantiere importante pentru construcții nave și, repet, declararea sectorului construcții nave sector strategic și astfel încât salariul minim să-l urcăm la nivelul salariului din construcțiile civile la 3.000 de lei, începând cu 2021, salariul minim, la care să nu se plătească impozit, ci doar să se plătească contribuțiile. Contribuțiile sociale. Da. Ok. Realizabile? Realizabile, fezabile. Realizabile, fezabile. Întrebarea următoare ar fi cumva normală. Da, sunt ceva mai multe. Am pregătit un proiect de raport în care, vă spun așa, cam 94 de inițiative, dintre care 32 sunt deja legi în vigoare. Eu cred că 94 inițiative legislative, din care 32 deja sunt în curs de se aplică. Deci undeva la o treime deja sunt aplicabile. Da. Aplicate, de deci fapt. Deci cam asta este un randament. O treime. Ok. Pe lângă asta, pentru cei 4 ani mai aveți alte... cu colegii, împreună cu colegii mă refer, de la Constanța, mai aveți și alte proiecte în derulare? Presupun da, împreună cu, și în, împreună și în fața cu colegii din Constanța am reușit să dăm acea lege cu construcția, pentru construcția spitalului regional. Dar care este atacată. Poveste veche, da, și care tenează. Și noi speram să nu fie atacat, pentru că ce a invocat președintele în sesizarea curții, spun eu că este părtinitor, pentru că sunt foarte multe proiecte legislative care au ca obiect de reglementare un obiectiv de investiții, așa cum în legea noastră obiectivul de investiții este spitalul regional care deservește o regiune. Noi am făcut o paralelă cu proiectul legislativ care prevedea construcția autostrăzii Unirii, pe care președintele l-a promulgat și este în vigoare și nu l-a atacat. În schimb, acest proiect care prevedea construcția spitalului regional a fost atacat și invocat, repet, că reglementează doar un singur obiectiv de investiții. Vedeți de ce lucrurile merg greu în România și de ce e atât de scăzută încrederea în oamenii politici? Poate că pe foarte mulți nu interesează disputele astea. Vor doar să vadă efectiv cum s-a întâmplat și în cazul cazinoului. Cred că nu mai știe nimeni cât ce a durat efectiv să vedem, până să vedem schelele pe cazino. E adevărat. Enorm. Pentru un proiect care, într-adevăr, e complicat, nimic de zis. Dar nu e mai complicat decât e birocrația de până la schele.
Aici nu putem invoca birocrația, ci o carență în lege, sau carența din legislație, legea achizițiilor, care dă dreptul celor care intră în competiția de a câștiga contractul proiect, de reabilitare în speța noastră a cazinoului, de a contesta rezultatul. Fără o celeritate, deși cuvântul ăsta pare așa pompos și poate neadecvat contextului legislativ românesc, celeritatea asta nu există nicăieri. Din păcate, pentru că suferim cu toții și vedem că din cauza... Pentru că trebuie să fim obiectivi, nu trebuie să fim subiectivi. În cazul nostru am fi fost subiectivi dacă s-ar fi atribuit unuia dintre competitori. Când se schimbă legislația asta, domnul Mișan? Vom trăi fost, și vom vedea o schimbată? Tot fost îmbunătățită, deci știți foarte bine că pe legislatura aceasta am încercat să punem o taxă care să îi descurajeze pe acești contestatari. Iată că ea a fost cumva declarată neconstituțională de curte și atunci a trebuit să modificăm și să o scoatem de acolo. Eu cred că taxa aceea numită cauțiune care se ducea după aceea în cazul în care acest competitor era declarat de instanță învins, se ducea într-un fond național care despăgubea pe cel care avea dreptate într-o speță similară, în care instanța îi dădea dreptate. Dar și pe de altă parte l-ar fi penalizat și l-ar fi descurajat pe cel care vine doar să conteste și să împiedice demararea unor obiective de investiții majore pentru infrastructura sau pentru România, vorbim la nivel național. Sunt foarte multe investiții, obiective de investiții care sunt blocate fix de această procedură cu carența aceasta. Concluzionând, după acești 4 ani, cu lucruri rămase de făcut, da, și destul de multe spuneți, înțelegem că veți mai candida pentru încă un mandat. Vă doriți cel puțin să mai candidați pentru încă un mandat? Eu fac parte dintr-o echipă politică la Constanța, așa cum am plecat la acest drum împreună cu echipa PSD. Decizia este într-un for decizional în cadrul organizației județene Constanța, așa cum vor decide colegii, dacă eu mi-am făcut treaba în acest mandat și merit să merg mai departe și se regăsesc în ceea ce am făcut eu, cu mare drag eu sunt la dispoziția echipei. Când se va lua această decizie? Când vom ști care vor fi candidații PSD pentru parlamentare? Pe calendarul stabilit de guvern, prin hotărâre de guvern, în perioada 17-22 octombrie trebuie să se definitiveze și să se depună listele de candidaturi. Deci până pe 22 octombrie vom afla cine sunt candidații. Domnule Vișan, mulțumesc că... Vom intra după aceea în precampanie și în mult că ați acceptat invitația noastră de a veni în studio. Succes vă dorim! Mulțumesc mult, mă bucur că ne-am revăzut. Să ne revedem sănătoși, că anul ăsta, cam asta îți pare a fi deviza. Mulțumesc! Să rămânem precauți și să avem grijă de sănătatea noastră și a seminilor noștri. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Să ne revedem sănătoși!